Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială a știrilor TVR dedicată Zilei Europei. O zi pe care o sărbătorim anul acesta cu bucurie, cu îngrijorare, cu multe semne de întrebare și în așteptarea votului de luna viitoare, când alegătorii din toate țările Uniunii Europene își vor desemna europarlamentari. Acum 74 de ani, ministrul francez de externe Robert Schuman rostea declarația care consfințea Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, o organizație care a stat la baza Uniunii Europene în care trăim azi. Și dacă această comunitate a cărbunelui și oțelului avea drept scopuri principale pacea și prosperitatea, după trei sferturi de secol, Uniunea Europeană are iată din nou în față, mai amenințate ca oricând, aceste două deziderate: pacea și bunăstarea locuitorilor săi. Vă invit la o discuție sinceră, fără cuvinte mari, dar cu chestiuni de mare importanță, deoarece Uniunea Europeană nu e o organizație abstractă, ci una cu implicații pentru noi toți. Invitații acestei ediții speciale sunt domnul Dragoș Mateescu de la Institutul Diplomatic Român, colegul meu Lucian Pârvoiu, realizatorul emisiunii Europa printre rânduri, ni se alătură prin Zoom de la Bruxelles, corespondenta RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, căreia îi spun de asemenea bun găsit. Așadar, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune tuturor. O zi în mod normal de sărbătoare, dar nu doar atât, pentru că Uniunea Europeană este o prezență până la urmă pentru fiecare în parte în viețile noastre și aș vrea să plecăm așa de la o constatare pe care am, nu numai de-a mea personală, asta contează mai puțin, ci și când mai vorbesc cu oamenii în general, care au impresia de vreo 2 ani, așa, că Uniunea Europeană nu mai este chiar așa abstracțiunea aceea cu care ne învățam, niște oameni, niște birocrați care trăiesc bine mersi în diverse structuri, ci iată, are de luat niște decizii, dat fiind contextul, Dragoș Mateescu. Da, nu mai este deloc percepută așa, zic eu, inclusiv în sondajele de opinie, în primul rând pentru că are impact și este un impact resimțit la nivelul populației, nu? În al doilea rând, am ajuns să cunoaștem mai bine, nu, această Uniune, cum funcționează. Și în al treilea rând, aș mai spune că exista acest mit al deficitului democratic. Eu am spus întotdeauna mit, pentru că a vorbit despre deficit democratic, despre un sistem național parlamentar, să spunem, da, are sens. Dar Uniunea Europeană este un cu totul și totul altfel de un sui generis, un de tip politic și economic sui generis și nu se poate vorbi despre deficit democratic. Cu toate acestea, putem să ne alegem reprezentanții, iată, în Parlamentul European, dar populația Europei a învățat că există reprezentanță și profesională în consiliile, comitetele care regiunilor și economic și social, care au o mare influență în anumite situații, apoi, bineînțeles, prin aleșii noștri care ne reprezintă acolo în Parlamentul European și în miniștri, în Consiliul de Miniștri, președinții, șefii de guverne și de state la nivelul summitului. Deci, cam în 3 aspecte putem vorbi de o căi prin care percepția despre Uniunea Europeană s-a îmbunătățit, zic eu. Lucian? Cred că diferența a făcut-o pandemia, pentru că spune că cam din 2020 s-a simțit prezența Uniunii Europene mai mult în viețile noastre, pentru că atunci s-a văzut la modul concret cum un întreg bloc, bloc comunitar, mă refer, se blochează și cum grație deciziilor Comisiei Europene s-au instituit acele culoare de transport în momentul în care practic tot spațiul Schengen era blocat, era închis, cum s-au făcut achiziții comune de vaccinuri în numele Uniunii Europene și cum s-a creat acest sistem, aș putea spune, Next Generation Europe, acest sistem de finanțare uriaș de 800 de miliarde de euro, care este practic fără precedent și care ne îmbunătățește viețile văzând pe zi ce trece, pentru că
că dacă până înainte de 2020, știm vechea poveste cu felul foarte lent în care se construiesc autostrăzi. Iată, acum vedem practic șantiere și inaugurări de kilometri noi de autostradă pe săptămână, pe lună ce trece. Toate acestea și grație fondurilor europene care au intrat masiv. La fel, înainte de această perioadă era la tradiționala lentoare cu care noi reușeam să absorbim fondurile europene. E bine, s-a mai rezolvat și această problemă și am ajuns practic să recuperăm aceste decalaje. Și iată o multitudine de factori care duc la această percepție de care spuneai că Uniunea Europeană nu e o abstracțiune și că e foarte aproape de noi și că ia decizii care ne influențează viețile. Noi sperăm că în bine de cele mai multe ori. De aceea suntem și acolo în Uniunea Europeană și vom vorbi și despre niște sondaje. Românii își doresc să fie în Uniunea Europeană. Bun, chiar dacă unii au și alte păreri, majoritar sunt cei care consideră că locul României este în Uniunea Europeană. Mihaela Gherghișan, te-aș întreba de acolo, de la Bruxelles și Lucian a fost ani întregi acolo corespondent. Dacă există această percepție, dacă și în alte țări se simte cumva acest lucru? Știu că a fost tot timpul o discuție, un discurs al celor liderilor Uniunii care se activează, e adevărat, mai ales în campanie electorală, astfel de discursuri, să aducem Uniunea mai aproape de oameni. Crezi că se reușește acest lucru într-un context cu un război în care, iată, ne-am recuperat după o pandemie? Nu în sensul bun al cuvântului, nu în sensul bun al mișcării. Pandemia, spunea Lucian, a conștientizat în mintea tuturor europenilor, celor 500 de milioane de europeni, că există o Uniune Europeană, pentru că dacă noi credem că România, Bulgaria sau mai știu eu care parte îndepărtată a Uniunii Europene, acest lucru se simțea mai puțin, el se simțea din ce în ce mai puțin în Belgia, în Franța, în Olanda și așa mai departe. Singura mișcare pe care o simțiseră la un moment dat europenii a fost Brexit-ul. Uite, a plecat o țară dintr-un club în care noi încă mai suntem. Ce-o fi cu ăsta, nu prea știm. Iar, bineînțeles, Uniunea Europeană era percepută, așa cum spun belgienii, Europa. Acolo la Europa, unde se stă degeaba, se câștigă mult. Dar e bine, pentru că putem închiria case scumpe, proaste, în cartier european, că ea, oricum, plătesc din leafă, e ok. Deci asta era percepția Uniunii Europene. Vine pandemia și aduce ceva foarte negativ. Masca. Și ceva încă și mai subversiv, vaccinul. Și ceva încă și mai urât, afacerea de corupție von der Leyen Burla Pfizer. Asta știu europenii azi despre Uniunea Europeană. După care mai știu că Uniunea Europeană, prin Macron, n-a fost în stare să împiedice războiul din Ucraina, care și acolo sunt niște chestii, domne, las că știm noi. Și li s-a triplat factura la energie. Asta știu. Știu că Uniunea Europeană nu are nicio putere în războiul din Gaza. Știu că au văzut că nu are nicio putere în Ucraina. Au văzut că americanii nu stau de vorbă cu europenii, din ce în ce mai puțin. Și au văzut că puterea lor de cumpărare scade. Asta au văzut europenii și asta percep astăzi despre Uniunea Europeană. De aceea există un risc major la alegerile din 9 iunie, ca extremiștii să intre în Parlament cu răspunsuri facile, rapide, cu tot felul de alianțe împotriva naturii și cu mai ales acapararea discursului extremei drepte de către dreapta normală, dacă vreți, de către creștini democrați care au furat voturile extremei drepte prin distrugerea părții ecologice din PAC și din alte probleme europene. Așa, și migrația, da, a fost și ea furată, practic, discursul lui Meloni a fost luat de PPE și așa mai departe. Deci este un moment foarte dificil pentru europeni, oamenii nu se mai regăsesc nicăieri, nu mai știu cu cine trebuie să voteze, vor merge probabil mulți din ei către aceste răspunsuri facile, iar cei care mai știau cât de cât și mai înțelegeau sunt acum perfect dezamăgiți de ce face dreapta europeană, nu vorbesc extrema, vorbesc dreapta PPE. Creștini democrații, ce fac aceștia care, cum spuneam, s-au raliat cu extrema dreaptă numai ca să mai obțină în continuare niște locuri în Parlamentul European. Bun, Mihaela, acesta este tabloul așa cum îl vezi tu de acolo, de la Bruxelles, și aș vrea să ne mutăm și la realitatea din România, pentru că în România
cu ocazia zilei de 9 mai s-au făcut și niște sondaje și iată că potrivit unui sondaj INSCOP, în care se face o comparație cum vedeau românii Uniunea Europeană acum 10 ani și cum o văd acum, observăm că cei care spun, procentajul celor care spun că sunt mai degrabă avantaje de pe urma faptului că suntem țară a Uniunii Europene a crescut față de acum 10 ani cu 12%, a ajuns la aproape jumătate, 47,6%, a crescut însă ceva mai puțin, cu aproximativ 7%, numărul celor, procentajul celor care spun că sunt mai degrabă dezavantaje. Este, Dragoș Mateescu, o mișcare, bun, sunt 10 ani, s-au petrecut niște lucruri, oamenii au început să-și mai contureze poate niște păreri, poate să-și le schimbe sub imperiul evenimentelor. Dar cum crezi că, cum vezi aceste, mă rog, aceste cifre? E vorba de conștientizare, în primul rând, și depinde foarte mult de locul unde se află, unde trăiește și unde activează profesional persoana care răspunde. De asta și sondajele se fac pe mai multe paliere, nu sociale, profesionale și de vârstă. Cred că avem o populație care îmbătrânește și trebuie să ținem cont și de asta. Zona populației în vârstă încă mai dă în mine niște nostalgii. Inclusiv am auzit oameni vorbind despre anii 90, că aveau ceva bun. Eu am părăsit România pentru a trăi în Turcia timp de 20 de ani, în 2001, și era o atmosferă cenușie, erau puține spre deloc investiții. Nu eram în Europa, nu eram în NATO. Am venit în fiecare an, ba chiar de mai multe ori pe an, însă nu am văzut transformările cum le-am văzut când m-am întors definitiv în 2020. Am răspuns unor interviuri despre situația asta și, repet, România s-a transformat foarte mult, se reconstruiește România, se înnoiește România, avem acum o economie diferită de ce era în anii 90, dar dinamică, reprofilată. Ori, asta este un lucru pe care unii îl văd, unii n-au cum să-l vadă, pentru că trăiesc în paradigma, eu știu, inclusiv a comunismului, anilor 90, auzim oameni care spun, păi nu mai avem fabricile alea care erau atunci. Păi nu mai sunt alea, sunt altele, sunt... Exact. E o schimbare. Mai durează până se internalizează, că una este să știi și alta este să internalizezi cu adevărat transformarea. Da, și e important, dacă mai avem de recuperat, pentru că, e adevărat, suntem pe un drum lung încă, e faptul că România s-a dezvoltat fără lipsă de unitate. Sunt câteva centre mari, avem București, avem Clujul, mai puțin Iașu, abia acum începe. Lipsa unei autostrăzi în zona Moldovei s-a făcut simțită și de aceea se fac presiuni foarte mari din acea zonă pentru ca și Moldova să fie legată de vestul țării și de București printr-o autostradă. Acest lucru începe să se întâmple. Dar, într-adevăr, percepția Uniunii Europene poate fi diferită în funcție de locul în care trăiești. Pentru că dacă trăiești într-un oraș mic de populat din Moldova sau din Oltenia, s-ar putea să nu sesizezi încă avantajele acestei vieți de cetățean european. Dacă trăiești însă în București, acolo unde paritatea puterii de cumpărare practic e peste media Uniunii Europene, ei, lucrurile atunci stau diferit. Mihaela Gherghișan, această percepție despre care vorbeam în privința românilor, cum se regăsește? În primul rând, există încă vorbim despre estul și vestul Uniunii Europene. Nu s-a armonizat, da, cu tot. Din ce în ce mai puțin și nu în termeni în care vorbeam acum 20 de ani, bineînțeles. Și să știți că războiul din Ucraina a schimbat foarte mult acest lucru, pentru că estul european devine dintr-o dată expert în materie, nu-i așa? Lucian știe care este oful meu personal, nu de ziarist, de om, că suntem toți oameni până la urmă. Este acest lucru, că expertiza estului european nu a fost niciodată folosită pe spațiul rusesc până acum. Mai știi, poate reușeam să mai împiedicăm ceva, dar n-au vrut să o folosească, au zis că noi plecăm cu preconcepția asupra Rusiei, că suntem răi, că nu iubim. Mă rog, i-au iubit francezii până acum 2 ani. Dar estul european deja s-a schimbat foarte mult. Uitați-vă, Polonia nu mai e în estul european.
Ea devine o putere centrală odată ce iese din Visegrad săptămâna trecută prin anunțul ministrului Radu Sapkowski și intră într-o alianță cu Franța și Germania. La fel Cehia, mai ales de la plecarea extremiștilor de la putere de la Praga și acum nu e așa, președintele Ceh este un fost general NATO. Deci nu mai discutăm nici măcar în termen de Europa Centrală. Discutăm în termen de România, Polonia, Cehia, Slovacia, care rămâne cu Ungaria o poziție ciudată europeană. Mai puțin se discută est-vest și, într-adevăr, chiar dacă s-ar mai zice în est, se zice așa, numai ca punct cardinal, dacă vreți. Nu mai există acel, într-adevăr, cum era până acum, decalajul și de dezvoltare, și de mentalitate, și de bani, și de tot ce vrem. Plus că, încet, încet, aceste net beneficiare ale fondurilor europene, care sunt încă țările din estul european, adică cele care primesc mai mult decât dau, și acolo se mai nuanțează, mai ales în cazul Poloniei, și se va mai nuanța repede de acum înainte, văzând creșterea economică a acestei țări. Dispariția Marii Britanii din Uniunea Europeană iarăși a modificat foarte mult raportul de forțe. Și se merge către, într-adevăr către o familie europeană, în ciuda percepției negative de care am vorbit mai devreme. De fapt, lucrurile nu merg atât de rău și, de fapt, acolo unde oamenii lucrează în spate și noi nu știm întotdeauna ce fac, se ajunge la o omogenizare europeană, la adevărată unificare a continentului european. Vorbele spuse frumos de Reagan în 1989, iată că le trăim 40 de ani mai târziu, sau câți ani au trecut. Stau prost la matematică, dar orice caz n-au trecut 3 ani. Au trebuit o două generații ca să ajungem într-adevăr, nu se vede încă, nu se vede cu ochiul liber, vreau să spun. Dar există speranțe în acest sens. Bun, și spuneam, avem acest orizont apropiat, da, de mâine intrăm în campanie electorală, de altfel ale alegerilor europarlamentare, alegeri care de fapt se desfășoară în toate țările Uniunii Europene, la noi pe 9 iunie. Aș vrea să vorbim despre felul în care știm că se va putem întrevedea că se desfășoară o campanie electorală în contextul actual, cu prezențe, cu pericole care acum 5 ani, în precedenta campanie electorală, nu existau. Nu existau nici pericolele privitoare la informare și nici cele bruiajul războaielor, Dragoș Matescu. Da, este recunoscut acum dezinformarea drept un inamic sau un instrument pe care inamicul valorile europene există inamici ai Uniunii Europene. Acum nu mai putem nega acest lucru. Cu cât recunoaștem mai repede, cu atât mai bine este. Și dezinformarea este una din armele sale, care o vedem atacând direct la rădăcina valorilor europene, în primul rând în ce privește diversitatea. Și aș insista asupra acestui lucru, pentru că nu ne referim doar la, așa cum spune inamicul Uniunii Europene, comunitatea LGBT, valorile anticreștine, percepute drept anticreștine. Nu, se referă la diversitate în general. Se impune ideea că, exact cum se întâmpla, cum spunea Hitler, de fapt, ca să nu ne ascundem după cuvinte, cum spunea Hitler, prea multe partide, prea multe opinii, trebuie o autoritate și, bineînțeles, o mână de fier și, bineînțeles, prezentându-se pe sine. Generațiile mai vechi, că vorbeam de generația noastră mai îmbătrânită, percep lucrul ăsta drept un adevăr, o valoare. Pentru ceilalți este un truism și ceva care e foarte periculos, pentru că bun, de ce nu asculți și la minoritatea asta? Mai există și minoritatea asta. Mai există oameni care trec dintr-o minoritate în alta. Din bogați devin bogați, din săraci devin mediu bogați, oameni cu mentalitate rurală devin oameni cu mentalitate urbană sau, mă rog, elite. Există o mobilitate în societate care creează diversitate. Nu mai vorbesc despre mobilitatea fizică a unor minorități culturale, religioase, care apar, vin, pleacă,
la un moment dat. Începem să învățăm să respectăm aceste lucruri și cei care sunt împotriva diversității sunt, de fapt, împotriva, cum să-i spunem, împotriva libertăților individuale de a alege. E mai grea campania de anul acesta. Da, e mai grea, dar mă gândeam când a început Mihaela să enumere problemele pe care le are Uniunea Europeană versus entuziasmul, să spunem, nostru, care este normal, pentru că vedem că încep lucrurile să se miște în bine, cele două fațete nu se exclud. Pentru că sunt reale și una și cealaltă. Numai că până una alta, singurul model care s-a dovedit unul de succes a fost acesta. Cu toate relele sale, cu toate neajunsurile. Și democrația atunci, liberală. Și atunci noi putem să menținem și să îmbunătățim această stare de fapt participând la aceste alegeri, la acest vot. Pericolele de care vorbești sunt reale atâta vreme cât voturile vor fi împrăștiate. Dacă cetățenii vor fi și noi ne vom face treaba în toată această lună care urmează, ne vom face treaba din plin și vom informa cetățenii, vom da o voce, o tribună tuturor partidelor care participă la aceste alegeri, dar trebuie să fie conștienți de faptul că o irosire a voturilor nu va duce nicăieri, pentru că până la urmă tot cele două, trei mari forțe politice vor face cărțile în Parlament și că extremele, în mod tradițional, sunt excluse prin așa numitele cordoane sanitare. Ceea ce ar putea, ceea ce constituie un punct de interes și pe care l-a anunțat cumva și Mihaela, este această ascensiune a dreptei n-aș pune neapărat radicale, conservatoare, mai conservatoare decât popularii, care se va lipi cumva de popular și va cere diverse concesii, diverse avantaje, așa cum de altfel au făcut-o și stânga, da, verzii, nu? Au forțat mâna Comisiei Europene pe diverse proiecte de tranziție verde și așa mai departe și se va merge mai departe. Și haideți să ne întoarcem puțin la acest sondaj InScope, în care au fost întrebați cei care au participat la chestionare, la sondaj, despre prioritățile pe care ar trebui să le aibă viitorii europarlamentari români. Prima, 42,3% din cei care au răspuns la sondaj spun să facă în așa fel încât România să aibă aceleași drepturi cu restul cetățenilor europeni. 17,8% să facă în așa fel încât Schengen să fie aplicat sub toate formele și pentru români. 17,6% să avem acces la mai multe fonduri europene, apoi 7,7%, doar 7,7%, pe mine mă surprinde puțin acest procentaj, creșterea rolului României la decizii, în cadrul deciziilor care se iau la nivelul Uniunii Europene. Mihaela Gherghișan, această idee care reiese din acest sondaj, aproape jumătate dintre cei care au răspuns spun că europarlamentarii români trebuie să facă în așa fel încât românii să aibă aceleași drepturi ca restul cetățenilor europeni. Cum ți se pare? Nu, este foarte legitim, este foarte logic, de fapt, să ceară acest lucru, având în vedere cât de mult a vorbit presa română despre Schengen și despre faptul că un stat sau două, maxim, împiedică accesul legitim al României la acest spațiu de liberă circulație. Și atunci românul se revoltă, mă rog, omul se revoltă și zice, da, de ce, frate, că eu am același drept ca și tine? Și de altfel tu mă împiedici pe mine să-mi intru în drepturi, deci tu încalci tratatul european. Ceea ce nu înțeleg românii este de ce statul român n-a fost mai agresiv cu Austria, da, mă rog, asta e altă discuție. Bun. Ceea ce iarăși nu știe lumea și nu România, nimeni nu știe, este că Parlamentul European nu prea are așa mare putere, are o putere de codecizie cu statele membre, dar dacă vă uitați atent, în toate marile probleme europene, statele membre au ultimul cuvânt, chit că uneori mai intră în așa numitele trilog, deci dialog în dialog, mă rog, discuție între ei, statele membre, Parlament, Comisia Europeană. Și cam iese întotdeauna cum au vrut statele membre, nu cum vrea Parlamentul. Acum, ceea ce iarăși nu s-a înțeles în țară și este păcat, este că în dosarul Schengen, apropo de drepturi comune, drepturi egale cu toată lumea, în dosarul Schengen, toți eurodeputații români, stânga, dreapta și extreme, s-au unit în acest dosar. Dar ei nu prea au spus lucrul ăsta în țară, că nu dă bine. Dar ei s-au fost uniți și nu s-au contrazis niciodată unul pe celălalt și au lucrat împreună pentru această... Că nu prea s-a văzut, că nu prea a contat, că până la urmă Austria tot cum vrea ea face și că statul român nu e în stare să o
pună la zid, asta e partea a doua. Dar oamenii ăștia au încercat și, într-adevăr, au mai încercat și în alte legislaturi, nu e prima dată. Mi-aduc aminte la un moment dat când Cehia luase niște fonduri care nu-i aparțineau și aparțineau României, s-au unit, într-adevăr, din nou toți deputații români, eurodeputații români, și au, românii au, de fapt, știu să lucreze împreună. Din păcate, nu știu să-și spună că o fac, dar știu să lucreze împreună. Deci asta, dacă vreți, aduc aici o explicație electoratului român să aibă încredere în acești oameni. Majoritatea din ei sunt oameni foarte normali, care își cunosc meseria și care știu să facă alianțe și să lucreze împreună. Din păcate, cum spuneam, Parlamentul European are o putere mai mult reprezentativă. Are o putere mai mult reprezentativă, dar după Parlamentul European vin și se configurează, să spun așa, și celelalte instituții. Mă rog, mă refer mai ales la Comisia Europeană, la comisarii europeni, șeful sau șefa Comisiei Europene. Și spuneam că mi se pare oarecum surprinzător, nu știu dacă și vouă, acest procent de 7,7% care spun europarlamentarii trebuie să militeze mai mult pentru creșterea rolului României în deciziile de la nivel european. În contextul în care există și această discuție legată de o oarecare posibilitate sau, în fine, ca, de ce nu, la un moment dat să avem noi șef al Comisiei Europene sau, oricum, un comisar cu greutate și de data aceasta să nu ne trezim cu un mandat, să o recunoaște poate mai marginal așa în cadrul Comisiei. Cât poate România în acest moment să-și crească acest rol, poate și dat fiind războiul din Ucraina? Păi, în primul rând, avem deja două nume care au ocupat un rol important în comisie, respectiv la transporturi și la agricultură. Mi se par, sunt politici fundamentale ale doamna Crețu creșterea influenței. Aș vrea să adaug la ce spunea doamna Gherghișanu Naum, faptul că și diplomații români de la Bruxelles, mă refer la reprezentanța permanentă acolo la Uniunea Europeană, la Comisia Europeană, la instituțiile europene, muncesc foarte mult și depun eforturi foarte mari, că nu reușesc întotdeauna. Păi nu e o lege să reușești, e o lege să te lupți. Și cu, în cooperare cu parlamentarii, într-adevăr am întâlnit și eu parlamentari români, reprezentanții Parlamentului European, care erau oameni brilianti, puteai să discuți foarte multe lucruri și citesc, ei se documentează pentru a face față acolo. E o atmosferă destul de competitivă. Pe urmă mai e și altă treabă pe care cred că o considerăm un mit, însă și asta e o problemă, că parlamentarii naționali se încadrează unor doctrine politice ale partidelor din care fac parte acolo, în Parlamentul European. La un moment dat și aceea este o îngrădire. Ceea ce este foarte bine, pentru că până la urmă democrația asta presupune să fie o luptă între diferite poziții, dar a avea mai multă influență trebuie să o ai pe dosare concrete. Și cred, din mica mea experiență în acest domeniu, nu mă refer la cel didactic academic, ci la cel de politică, cred că ar trebui, în primul rând, să ajungem să ne înțelegem noi interesele și să ajungem să adaptăm reprezentanța sau reprezentarea la nevoile noastre. Trebuie să înțelegem nevoile. De exemplu, economia, tocmai ce vorbeam, economia României de acum nu mai este ca cum era înainte. Și cât că a ajuns economia României să fie într-o fază de dezvoltare mai bună și poate chiar mai accelerată decât capacitatea statului de a servi societatea și economia românească. Diplomația poate să adapteze pentru a servi interesele acestea, dar trebuie să le înțelegem înainte, trebuie să le definim. De asta și lumea academică ar trebui să contribuie, nu venim cu idei, ar trebui să facem asta. Nu, mai întâi explicăm la nivel de studiu sociologic, studiu antropologic, studiu economic, studiu în general din științe sociale, să înțelegem către ce se îndreaptă economia României,
să înțelegem către ce se îndreaptă, de ce este nevoie în economie. Și eu vă spun de acum că avem nevoie de logistică. Nu știu dacă există facultăți specializate pe logistică în România, strict pe logistică, de exemplu. Și asta ar putea să dea, să ajute o definiție sectorială asupra a ceea ce suntem, ce facem, ce urmează să facem și ce avem nevoie. Atunci poți să vorbești de... Nu? Reprezentant. Da, creștem rolul. Pentru că, uite, de exemplu, complexă. Lucian, cred că foarte multă lume se uită la Polonia și face comparația... A fost un blocaj de care nimeni nu vorbește. Eu cu Mihaela am mai discutat de multe ori și în emisiune și în particular. Un blocaj nerostit, să spunem așa. Atâta vreme cât am avut mecanismul de cooperare și verificare, accesul la funcții importante la nivelul Comisiei Europene, pentru că de fapt despre asta vorbim, eu mi-aș dori nu să văd neapărat un șef al Comisiei Europene român sau comisar pe un dosar foarte important, cât să am mai mulți directori de direcții în acest mecanism foarte complex, pentru că de fapt acolo se fac cărțile. În ceea ce privește Parlamentul European, la fel, nu contează neapărat că ai făcut un discurs care poate de multe ori într-o sală goală, dar se vede bine la televizor, ci cât de influent ești în cadrul comisiei, dacă ai o funcție de președinte, de vicepreședinte de comisie, nu neapărat să fii vicepreședinte al Parlamentului. Deci aceste funcții care nu sunt neapărat foarte vizibile, dar sunt extrem, extrem de influente. Și în ceea ce privește ce spunea domnul Mateescu la nivel diplomatic, munca diplomaților a fost admirabilă. Practic, în 2019, când România a asigurat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, noi am fost pe pilot automat datorită diplomaților noștri de la Bruxelles, care au fost niște oameni competitivi și care au dus dosarele la capăt, dosarele lăsate aiurea de președinția austriacă de dinainte și pe care le-am închis cu succes mult înainte de termenul limită, pentru că era tot așa o final de legislatură și în aprilie practic se încheiau socotelele, ca să spunem așa. Mai ales că la era extrem de tulbure. Exact, politic, de asta am și spus că eram pe pilot automat. Ce voiam să spun este următorul lucru. De multe ori politicul de la noi a stricat lucrurile, de multe ori și în dosarul Schengen. O să vorbim, probabil, o să deschidem o carte, cartea neagră a Schengenului la un moment dat și o să vedem cine a pus și cum a pus piedică. Dar, ca să dau o pasă către Mihaela, de multe ori noi, e o vorbă de-a ei, avem încă, nu avem reflexe de stat membru. Ceea ce e o chestiune destul de gravă după 17 ani. Nu-i așa, Mihaela? De ce nu avem, Mihaela, încă aceste reflexe de stat? De ce nu avem? Nu știu, habar n-am, nici eu n-am. Și spuneam lui Lucian la un moment dat, băi, eu uit în continuu că noi avem un comisar european. Bine, și faptul că ea e foarte pitită, doamna Vălean, dar și pe vremea când era Corina Crețu și, mă rog, pe Cioloș nu puteam să-l uit pentru că era foarte vocal, fiindcă făcea reforma PAC în 2014 și apărea să în continuu peste tot. Asta era situația. Dar restul sunt destul de pitiți. Odată ce vin aici, par pe burtă, că nu se știe niciodată. E și asta. Dar, apropo de influența României în Uniunea Europeană, aici este un dosar despre care putem vorbi toată noaptea fără să le epuizăm. Ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatorii astăzi, de 9 mai, este că România s-a bătut întotdeauna pentru legea unanimității în politică externă și în celelalte domenii în care această lege se aplică la deciziile șefilor de stat și de guverne. De ce? Și a miniștrilor. De ce? Pentru că dacă pierzi legea unanimității, un stat ca România, într-adevăr, nu mai contează deloc. Și atunci România se bate împreună cu alte țări pentru ca această lege să fie păstrată și, într-adevăr, are și ea un cuvânt de zis, că nu folosește drept de veto, că astea sunt alte discuții. Dar în ziua în care ar vrea să-l folosească, ar putea. Bun. Dar e o discuție largă, vastă, unii spun că nu e bine, că, mă rog, în fin. Să ajunge la tot felul de derapaje din cauza acestor vetouri. În fin, dar România s-a bătut să aibă această influență mai departe. Pe de altă parte, România, cum spunea Lucian, nu prea are director de direcție în Comisia Europeană. Are unul singur pe la agricultură, care nu l-a văzut nimeni de 10 ani. Eu m-am bătut, de exemplu, pentru un post de cabinet cabinetul Comisarului Agriculturii, care era destinat unei românce, că așa se face acum, nu? Trebuie să fie româncă, femeie... Mă rog, pe criteriile, mă rog, cunoscute. Și l-am întrebat pe comisarul Wojciechowski, polonez, domnule, de ce ții locul ăla liber de 2 ani? Uite, îi trebuie României, uite, chiar iar... Voi aveți director de direcție român. Și știu că am zis între dinți, na, cred că numai el știe asta. Și m-a auzit să uita urât la mine. Asta e. Tată, ești acolo, nu te văd făcând nimic. Ce-mi spun oamenii din spate, apropo de reprezentanța României la Bruxelles, care împinge dosare grele și muncește mai mult decât știm noi? Îmi spun că s-au dus cu problema cerealelor ucrainene la românii de la DG Agri
Și aia au zis, a, da, chiar așa să fie. Ori polonezii s-au dus la polonezii lor și au sărit de pe scaun. Aoleu, gata, facem, mergem, au împins dosarul imediat. Nu există cooperare română-românească în acest oraș. În afară de ce spuneam în Parlamentul European la nivel de deputați europeni, când chiar sunt probleme grave. Oamenii de obicei se feresc unii de ceilalți, nu se ajută, nu se împing dosare comune, fiecare își vede de locul lui să rămână acolo, să aibă un salariu, să nu-l supere nimeni. Bun. Asta contribuie la scăderea influenței României. Și ce contribuie foarte tare la percepția influenței României, chiar atunci când ea ar exista, este faptul că românii nu comunică. Știm foarte bine că reprezentanța României la Bruxelles a împins dosare grave, mari, a reușit. România a reușit un lucru extraordinar acum câteva luni. Apropo de motoarele termice și de introducerea obligatorie a motoarelor electrice, a obținut așa numita clauză de randevu în 2026. Altfel zis, mai vedem. Las-o cum a picat. România a obținut-o într-un consiliu la Bruxelles. N-a spus-o nimănui. Da, eu am aflat-o din întâmplare. Da, și eu am aflat-o punând întrebări. Dom'le, dar ce s-a întâmplat? Ce ați făcut? Și ăla descoperea odată cu mine textul și mi-a zis, stai așa. Stai că noi am cerut clauză de randevu. Stai că o avem. Aoleu, am obținut-o. Bucuros și el, nevoie mare. Nu s-a știut în țară, nu s-a aflat nimic. Și atunci oamenii, eu oprești pe stradă, întreb, care este forța României în Uniunea Europeană? Forță. Nicio forță, ce forță? Nu ne știe nimeni. Nu e adevărat. Se fac lucruri mărețe la Bruxelles. Nu se comunică niciodată. Cu noi nu vorbește reprezentanța României. Mai vorbesc ei așa unii. Dacă ai și prieten cu careva de pe acolo, îți mai spune. Dar, de exemplu, Lucian, tu ți-amintești, cu asta închei, tu ți-amintești pe vremuri când noi am aflat siderați că reprezentanța Poloniei la Uniunea Europeană chema săptămânal toți ziariștii din oraș, care erau vreo 20, nu unul, cum sunt acum. Eu și mai poate mai sunt vreo doi pe aici, temporari. Erau 20 de ziariști în oraș și îi chemau săptămânal la ambasadorul pe lângă Uniunea Europeană, care chema deputații europeni polonezi care se ocupau de dosarul care se discuta în ziua aia. Și era o cooperare între presă și mai multe instituții unde se aflau polonezi. Și da, așa s-a aflat că Polonia e mai deșteaptă țară din noi. Da, din păcate la noi presa este văzută ca o liability, este văzută ca o vulnerabilitate și în general se evită comunicarea. De exemplu, dacă ai nevoie de o informație, ești trimis la centrală la București. Este încă un motiv pentru care modul în care sunt reflectate aceste lucruri este unul defectuos, pentru că noi ca și televiziune, iau pe exemplu nostru, avem nevoie de informații și de talking heads, de cineva care să reprezinte, să reprezinte informația respectivă. Ori acest lucru nu se întâmplă. Și capabil să o explice, să explice dialectica. Pentru că dacă doar dai informația, am făcut asta. Bun, și de ce contează? Tocmai pornit la ideea că Uniunea Europeană nu trebuie să fie o abstracție pentru oameni, pentru că acolo se iau decizii care ne influențează viața în cele mai mici detalii. Și ca un părinte care vine și spune cu planul, tu nu înțelegi chestiile astea, lasă că le înțelegi când vei fi mare. Exact. Păi dacă nu mi le explici, cum să... Exact, asta e. Așa ni se spune, lasă că nu-ți mai spune ție acum. Ba da, spunem că vreau să înțeleg. Da, dar știi că lasă, că sunt multe încrengături pe care noi încă, eu și Lucian și restul de corespondenți de la Bruxelles, n-am reușit, care mai suntem pe aici, n-am reușit să... Și asta e o mare problemă, România nu mai are presă la Bruxelles, asta e o mare problemă. N-am reușit încă să înțelegem de ce ni se vorbește așa, mă rog, și mai ales de ce, că spunem toți Polonia. Păi Polonia face, dar poate nu face mult mai mult decât altele. Domne, dar să vin. Cinste ei. Francezul are o vorbă, bien faire le faire savoir. Degeaba faci dacă nu știe nimeni că ai făcut. Și, adică degeaba, jumate degeaba. Iar Polonia, nu există amănunt pe care Polonia să-l negocieze, pe care eu să nu-l văd pe Twitter imediat, tuitat de 5-6 corespondenți de la Bruxelles. Nu există, la un moment dat e chiar prea mult. Ei, și în tot acest context, mai ales pentru că vorbeam de faptul că expertiza României în relația cu Rusia, cu vecinii estici ai Uniunii Europene este mult mai mare, poate că acest lucru ar fi un motiv în plus ca România să se vadă mai bine și să știe să se vândă mai bine, pentru că și asta este important, extrem de important. Avem acest dosar al extinderii Uniunii Europene înspre Ucraina, Republica Moldova astăzi, de altfel și acolo la Chișinău au avut loc manifestări dedicate zilei
Europei și știm că pe 20 octombrie acolo va avea loc și un referendum în care se cere populației sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană. Avem și această provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană via Ucraina, mă rog, războiul de acolo din Ucraina. Cum credeți că a modificat relația sau care ar fi influențele majore pe care le-a adus războiul către Uniunea Europeană? Unii vorbesc și de niște lucruri benefice în sensul că conștientizăm mai mult cât de important este să fim membru al Uniunii Europene. Există și, am pomenit un sondaj în Scop, un sondaj IRES, la acest moment 73% dintre români spun că locul României este în Uniunea Europeană, 24% s-ar pronunța pentru ieșire și, apropo de acest sondaj, principala temere în acest moment a românilor în ceea ce privește Uniunea Europeană, soarta Uniunii Europene, o constituie războiul. A doua, terorismul, apoi inteligența artificială, dar războiul este principala temere. În mod firesc, desigur, dar ce rol poate juca Uniunea Europeană în această direcție? Are un rol fundamental în Europa. Aniversăm declarația Schuman. Asigură stabilitate, predictibilitatea guvernării și prosperitate pe toate termenele. Ar trebui să continue să facă exact același lucru cu instrumentele legale și de politici pe care le are la dispoziție. Adică să țină războiul departe. Cum? Continuând să-și facă misiunea, în același timp, după părerea mea, are o oportunitate, avem cu toți o oportunitate istorică, ajutând Ucraina, pentru că pentru prima dată în istorie avem o mare Ucraina între noi și Rusia. Pentru prima dată în istorie. Nu a existat această pavădă. Și să ajute Ucraina din toate punctele de vedere. În acest fel și Uniunea se transformă și economia Uniunii se transformă. Asta este o particularitate a oricărui război. Transformă societățile mult mai rapid. În sensul că, iată, nu ne gândeam că poate veni un război și acum ne gândim, haide să facem tranziție la economii de război. Asta, ok, dacă va fi o Ucraina puternică, poate nu o să mai avem noi nevoie. Dar dacă va fi nevoie în viitor, tranziția către economii de război, presupunând și tranziții tehnologice mai rapide. Pentru că nu mai... și mai înseamnă și reducerea birocrației, care acum ne sufocă, pur și simplu, în Europa, la nivel de echipare cu armament, producție de armament și echipare cu armament, sunt niște... e o birocrație imensă, de care eu am lucrat în armată și nu eram conștient. De ce? Pentru că eram omul care folosea. Dar cei de la achiziții, de la logistică, de la minister, erau foarte, sunt convins, foarte conștienți. Acum acest război presează transformare. Da, și suntem în acest moment în direct și cu jurnalistul Cristian Unteanu, căruia îi spun bun găsit, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Domnule Unteanu, vorbeam aici despre ce transformări sau cum arată Uniunea Europeană în acest an cu alegeri, cu război, cu război foarte aproape de granițele sale și ce aduce acest lucru pentru Uniunea Europeană și pentru noi toți. Mulțumesc pentru invitație. Foarte pe scurt, pentru că răspunsul poate să fie infinit de lung sau poate fi foarte scurt, cred că aleg a doua variantă. Cel mai important ar fi să vedem dacă se poate cu luciditate cum s-a transformat proiectul Uniunii Europene. Un proiect care începuse printr-o declarație pasionată în favoarea păcii. O declarație foarte frumoasă, începută cu acel proiect Ventotene, declarația de la Ventotene a lui Spinelli, după aceea declarația Schuman și speranțe. Totul era bazat pe speranța că omenirea a învățat ceva. A învățat ceva din ororile celui de-al doilea război mondial și mai ales că va putea să facă ceva împreună. Să facă o piață comună, să facă niște reguli comune, ori toate astea, din nefericire, nu sunt anulate în acest moment. Dar mi se pare că sunt puse sub semnul întrebării din momentul în care
din necesități exterioare și vizibili foarte importante, marele proiect european acum este cum să găsim împreună fondurile necesare pentru a construi o armată europeană, o securitate europeană, a întări frontierele. Deci ne întoarcem la o viziune legată de arme, legată de militari, legată de forțele armate, fără să existe o perspectivă cât de cât realistă asupra păcii. Singurul lucru despre pace în aceste zile, dacă tot vorbim cu speranța că s-ar mai putea face ceva, este anunțul acestei întâlniri, denumită foarte pompos conferință de pace pentru Ucraina din Elveția. Ea a fost normal trecută la nivelul unei întâlniri internaționale, nu mai e conferință, nu mai este summit, pentru că este desfășurat în condițiile în care Europa vrea să facă ceva, de partea cealaltă nu invită al doilea actor major în conflict, adică Rusia, și nu văd cum s-ar putea găsi o formulă alta decât impunerea păcii. Ori, impunerea păcii înseamnă ceva extrem de grav, Națiunile Unite sunt în momentul ăsta în impas. Deci, rezumând, e foarte greu să ai o mare speranță. Cel mult să vedem dacă următoarea generație de oameni politici care va veni la butoanele de comandă în zona europeană va putea să vorbească pe un, nu pe un glas comun, este aproape imposibil, dar măcar să aibă o atitudine comună în fața tuturor primejdilor, est, vest, sud și nord. Va fi greu, nu este imposibil, dar șansa Europei, eu văd aici o voce comună care să ducă la o atitudine comună. Da, domnule Munteanu, acum vă invit pe toți pentru că ne-au rămas doar câteva minute și voi începe cu Mihaela Gherghișan. Care crezi că este principala provocare cu care se va confrunta și la care va trebui să răspundă Uniunea Europeană în noua configurație, sau, mă rog, în configurația de după alegerile europarlamentare, cu tot ce incumbă ele, Parlament, Comisia Europeană și așa mai departe? Este o mare provocare, ca să mă exprim ca Ministerul de Externe, este migrația, despre care, uite, nici n-am vorbit. Migrația, unde părerile diferă total, unde est, vest, sud, mai ales sud, nord, e o cacofonie generală și unde până la urmă state ca Italia și-au luat destinul în mână și-au plătit Albania să ia toți migranții și care mai vii, vii direct în Albania și iată că nu prea mai vin. Deci migrația deci aici este al Uniunii Europene care n-a reușit să stăvilească migrația și să o facă mai umană cumva, mă rog, nu intrăm în detalii. Problema economică a Uniunii Europene este una de talie, problema de legitimitate pe plan internațional și de negociere mai departe în conflictul din Ucraina este iarăși o problemă imensă. Probleme sunt câte vreți dumneavoastră puse acum pe masă, nu pot să numești una sau două. Problema e să vedem cum se soluționează. Mulțumesc, Mihaela Gherghișan. Domnule Munteanu, principala provocare după alegeri? Găsitul de bani. Găsitul de bani pentru că promisiunile care se fac acum, din România până în Franța, din Germania până în Italia, se leagă de proiecte mari, proiecte care să readucă speranța în ceea ce odată, de mult se numea statul bunăstării, o Europa a ofertei, mari oferte de viață mai bună. Banii se duc deocamdată, sutele și sutele de miliarde acum, pentru fondul de apărare. Unde vor mai fi? Cine va da? Cine va găsi? Cum vor fi investiți banii pentru o viață mai bună pentru cei care sunt chemați acum să voteze? Da. Mulțumesc, domnul Munteanu, domnule Dragoș Mateescu. Eu sper să accepte Europa această provocare a susținerii Ucrainei. Deja a înțeles-o chiar mai mult decât Statele Unite, să continue să susțină chiar mai mult decât Statele Unite și
După părerea mea, provocarea pe termen de un an, doi, aceasta rămâne și sper să o, să o îndeplinească. Toate aceste probleme pot fi rezolvate, cum spunea și domnul Munteanu, cu bani. Ori banii se fac prin competitivitate economică. Economia europeană este într-o mare problemă, într-o mare criză, a ajuns la 65% din economia americană, după ce în urmă cu 15-17 ani erau umăr la umăr. De aceea trebuie, cred eu, așa cum deja o parte dintre liderii europeni cer, uitate cumva pentru o perioadă toate aceste chingi ale deficit de 3% și așa mai departe, pentru că știm, pactul de creștere și stabilitate a fost suspendat doar pe perioada pandemiei, acum Germania dorește revenirea la niște reguli mai dure, care însă vor încorseta foarte mult economia și vor bloca dezvoltarea. Da, vom mai vorbi cu siguranță despre toate acestea. Doamnelor și domnilor, ediția specială dedicată Zilei Europei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!